bună ziua. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum merg lucrurile la a doua fază a ansamblului? Vă referiți aici la ansamblul rezidențial Edenia Titan, da, unde am construit acum a doua fază a proiectului. A doua fază care este formată dintr-un singur bloc, de un bloc de 126 de apartamente de una, două și trei camere. Ne apropiem de finalizarea celei de-a doua faze. La 1 septembrie va fi livrarea proiectului. După cum bine ați văzut și afară, acum se lucrează la fațadă. Deci suntem în graficul pe care l-am estimat în momentul în care am început lucrările anul trecut în octombrie. Ok. Cum au mers vânzările la celelalte ansamblu din țară? Mă refer la cele din Iași, Bacău, Ploiești, Brașov. O piață foarte, foarte bună este cea din Iași, unde avem un proiect foarte frumos în zona Copoului. Este un oraș mare, este un oraș universitar. Aici avem construite deja trei clădiri în proiectul din Copou, de 120 de apartamente și avem 90% din proiect vândut. Mai avem doar 9 apartamente de 3 camere în Iași. În Bacău este 60% din proiect vândut deja. Este la fel un proiect localizat central, lângă mall-ul din Bacău. Iar în Brașov, la fel, jumătate din proiect vândut. Iar în Ploiești este un proiect rezidențial mixt, vile și blocuri, unde avem vândute 40% din proiect, 40-45% din proiect. Spuneți-mi câte apartamente mai sunt disponibile în cele patru ansamblu din București. În București, în acest moment, noi suntem concentrați pe zona Titan. Strategia, da, mai este aceea de a construi în oraș, nu în afara orașului, locații foarte bune, foarte aproape de mijloace de transport în comun, de parcuri și tot ce înseamnă alte facilități de care are nevoie cel care se mută în proiectele noastre. Avem Edenia Titan, prima fază este vândută 100%, a doua fază este vândută în proporție de 25%, Evocasa Armonia este vândută în proporție de 90%, Evocasa Optima, tot în Titan, pe lângă metrou 1 decembrie, vândută în proporție de 90% și un alt proiect foarte frumos în centrul orașului, lângă Foișorul de Foc, un proiect exclusivist de 77 de apartamente, unde avem vândut 65% până la acest moment. Spuneți-mi dacă vreți să mai construiți și altceva, dacă aveți în plan să mai construiți și alte complexuri în țară sau chiar și în oraș, în București. În acest moment suntem concentrați să finalizăm faza a doua de la Edenia Titan și faza a doua de la Evocasa Optima, un bloc de 84 de apartamente tot aici în zona Titan și în plan avem construcția celui de-a patrulea bloc în Iași, în proiectul Copou Bellevue, cel de pe dealul Copoului, unde vom avea apartamente de una și două camere, în total 49 de apartamente. Ce credeți că se va întâmpla cu piața dacă nu se vor suplimenta fondurile pentru prima casă? Încercând să gândim pozitiv și mai ales având în vedere informațiile din piață, prima casă, dacă se va finaliza, vor găsi o alternativă. Nu cred că se va finaliza în totalitate. Va fi găsit o alternativă, probabil că cea pe ron. În cazul în care se va bloca, dar aici deja suntem pesimiști, vom vedea atunci ce soluții putem găsi noi. Soluții de finanțare direct la dezvoltator. Noi și așa avem în acest moment această alternativă, aceea de a finanța achiziția cumpărătorului pe o perioadă între 3 și 5 ani, depinde de orașul în care cumpere. În București este pe 3 ani, în provincie este pe 5 ani. Mulțumesc frumos, mult succes! Mulțumesc și eu!